Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на просторный берег, на крутой. Hai ne răfățăcă și bun regăsit la un nou episod de 5M Roleplay. Bă, am vă două noutăți. Da, da, pentru așa care mă urmăresc, am vă două noutăți. Prima și mai importantă noutație. Noutație am zis. Ha. Este următoarea. De azi înainte, de acum înainte, am să fiu mult mai activ. Am să fac episoade, live-uri, nu numai de 5M, dar și de și de la alte jocuri, dar și al mai des și al mai mult de 5M anume. Știi de și, bă? Bă, știi de și? Dar știi de și eu până am fost așa inactiv? Păi pentru că serverul Royal Foxes, aha, era în construcție. Și ea că de acum voi fi mai activ, pentru că serverul Royal Foxes, uite aici, stema lui ea, a, unde? A, ia tău pe undeva pe și ea, uite așa, s-a redeschis, bă, băi, nu numai că s-a redeschis așa cum crezi tu, că s-a redeschis și gata. Nu. S-a redeschis cu o nouă forță, cu noi scripturi, cu nouă mecanizări pe server, cu un staff matur și bla, 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 bla. Dar deși stau eu aici, pierd timpul, dacă tu poți să intri singur și să vezi și ești pe Royal Foxes. Și fel de staff-ui, nu mai zic nimic. Bă, vreau să zic că intră. Vrei să faci un roleplay de calitate? Intră pe serverul Royal Foxes România, unde joc și eu. Și fii atent, mai este o chestie foarte importantă. Eu amuși mă duc să-mi fac buletinul, mă duc să-mi fac caracterul, să-mi dau gradul de chestor general, da, care rup coaile tăți chestorii din deep server, da? Și după aia am să vă arăt care sunt premiile la următorii. Adică nu la următorii, la primii 10 jucători care intră pe Royal Foxes, mă găsește pe mine, da? Intră în roleplay și zici codul care să-l inventez acum. Și încă nu știu ce cod zici, da. Ar să sunt primii 10 jucători care vor avea niște favorizări, niște premii extraordinare. Asta mulțumind... am zis, zic, fondatorului al serverului Royal Foxes România, care este Fox Alet. Da, da, mult stimatul nostru, bătrân, hai să nu exagerăm, nu-i bătrân, matur, care a creat serverul ăsta din noata 10. Da, și el e din noata 10 și serverul din noata 10, ați înțeles ce am zis, da? Bine, eu nu mă prea am înțeles, dar dacă voi ați înțeles, e ok, dar dacă n-ați înțeles, vreți să mai ascultați odată, dă un pic înapoi și ascultă, da? Bine, băieți, hai nu pierdem timpul, mă duc să-mi fac caracterul, buletinul și așa mai departe, ies în oraș și vă arăt și premii, super premii, vor câștiga primii 10 jucători care vor intra pe server, mă vor găsi pe mine, ar să intre roleplay pe mine, sub mine, cu mine și vor zice parola de ordine. Bă, frățică, vreau să te rog ceva. Pe tine nu te costă nimic, dar pe mine mă inspiră să fac alte episoade, alte live-uri, să ne distrăm împreună. Și să faci anume, bă, dă un subscribe la canalul nou, la canalul meu nou de YouTube, uite link-ul găsește aici în descriere. Hai nu fi șobolan. Pe canalul ăla voi continua activitatea care o fac pe canalul ăsta chiar ceva mai mult. Și nu că numai ceva mai mult, dar canalul ăsta peste ceva timp a să-l închid și va rămâne numai așa. Așa că, hai că pe tine nu te costă nimic, da? Dar pentru mine înseamnă mult. Mulțumesc frumos pentru susținere, pentru like-ul tău, pentru abonarea ta și sper să rămâi cu mine. Mai departe să ne întâlnim la un roleplay, să ne întâlnim într-un live pe, nu știu, Fortnite, PUBG, Simulator și așa mai departe. Ok, caracterul făcut. Haide în oraș. Da, în oraș la noi noaptea, la noi nimic și băieți, după cum vedeți, suntem în palet. Mai mult nu vă arăt nimic, vreau să vă arăt care sunt cele 10 premii care le vor primi, primii 10 jucători care vor intra pe server, mă vor găsi pe mine, vor a să spui codul, codul secret când intră în roleplay cu mine. Și care este codul secret? Încă nu știu. Hai întâi să vă arăt premiile și apas vă spun codul secret, băbăs. Dar întâi și întâi trebuie să-l găsesc pe un domn șobolan, da, un prieten de-a meu,
care să inventăm care e codul și să ne punem la cale și premii să vedem. Păi, nu, de fapt, premiile le știu, dar să vă le arătăm care sunt, da? Ha, plecăm întâi și întâi să arătăm premiile la primii trei care vor intra pe server. Mă vor găsi pe mine și vor intra în roleplay și îmi vor spune codul secret. Așa, ia că l-am găsit și pe, și pe domnul care îl căutam. Salut, dar... Bă, salut, salut. Scoate-ți masca de pe față să te vadă lumea. Așa, ridică mâinile în sus. Am udă pantaloni în jos. Da, sigur. Bă, fii atent. Nu pot. Fii atent. Eu m-am gândit o chestie. Normal că am vorbit și cu fondatorul serverului, da? Să le dăm un premiu, adică 10 premii șmechere, la primii 10 persoane, primii 10 jucători care intră pe, pe server, intră în roleplay cu mine, ok? Da. Și îmi spune codul secret. Codul secret nu să-l spun nici ție acum, să-l spun cam așa, mai, mai înspre sfârșitul episodului, ok? Hai da, întâi da, să inventăm, nu știu, premiile care sunt. Și eu aș începe, nu ca cum fac alții, ce ai băi, smurdu? Aș începe, nu ca alții, de la sfârșit înspre, de la coadă înspre început, aș începe chiar de la început înspre coadă. A? Adică cine intră primul, cine intră a doilea, cine intră a treia. Perfect. Bă, și-o porni sirenele ăla. Cred că naște cineva. Fiedent, hai să facem așa. Primul loc, bă băieți, care intră în... și intră. Intră pe server și intră în, în roleplay cu mine și îți spune codul secret. Cum v-am spus, codul ați spus mai de la sfârșit. Va primi un VIP gold, cred că, da? Îți primi 3 de la coadă. Și da, nu vă uitați că sunt 3 de la coadă. Credeți-mă că aveți acolo atâtea chestii că de-ați dovedi voi să mergeți cu toate mașinile și să vă folosiți de toate beneficiile care le au VIP-urile, VIP-urile astea, da? Așadar, primul care intră e un VIP Gold. Eu nu pot amuz mă duc să vă arăt eu și mașinare, fiindcă nu am VIP Gold, dar crede-mă că îți ajung. Să și cel mai șmecher de pe server în timpul de față. Și nu numai. A doilea loc, ce zici, Dark, le dăm un VIP Silver? Da, sigur. Ați înțeles, bă? Cine vine cel a doilea? Cine vine intră a doilea pe server? Mă găsesc și într-o roleplay cu mine. Al doilea. Și îmi spune codul secret, va primi un VIP Silver. Beneficiile sunt cam tot aceleași, să schimbă ceva, ceva la mașini. Și a treilea, va primi un VIP... Nu, 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 clasic. Să începi de la clasic. Okay. Să începi clasic, gold, nu, scuze-mă, clasic, silver și apoi gold. Așa că cine intră a treilea, băieți, mă găsești într-un roleplay cu mine și îmi spune cuvântul magic, care să-l spun mai sfârșitul videoului, cred că am repetat asta de 10 ori, dar nu importă, vă spun ca să știți, nu intrați și să spuneți nu știu ce, dă-mi VIP-ul, nu, nu ne-ai spus cuvântul magic, nu primești nimic. Așadar, a treilea băieți va primi un VIP clasic. Și nu pe o săptămână, ori pe o zi, ori pe o luni de zile, dar până să-ți iei ban. Crede-mă că ai să-ți iei ban. Dacă n-ai să faci roleplay cum trebuiești pe Royal Foxes, îți iei ban imediat. Așa că vreau de la voi seriozitate maxim. Băi, nu mă dați de rușine când intrați aici și începeți a trola din numele meu, ok? Că vă ard, de vă sau ghetele, vă ard ghetele. Știți ce-s ghetele? Îs adidașii. Așa mai în rusești, se numește ghete. Bine, bă, dar noi avem o mașină și plecăm da, să le arătăm a treilea, adică a patra, premiu. Eu nu am cumpărat mașină, sincer. N-ai cumpărat, deci, n-am cumpărat, haideți să fărăm una. Vă aducem la cunoștință dreapta, și, și puteți primi sus. Aici. Păi da, șmecheroi șurumul ăsta. Ia hai să ne conectăm amândoi să decidem. Vorbește cu micul portbagaj. Romică portbagaj. Așa. Bă, așa, a patra și a cincea loc. Și zici, și mașină să le dăm. Până și sumă. Am să vedem, de exemplu, un Audi... 8. Cât costă? Aha. 300.000 aproape. RS6. Ai un RS5 să-i dăm așa frumos. 300.000. Păi nu, eu n-ascult cum aș face. Eu aș face să aleagă o mașină până în... Dar vreau să mă uit la BMW-uri întâi, stai așa. Stai să văd BMW-urile. Unde-s? Asta e la Audi, băieși. Câteți românii sunt fixați pe BMW-uri.
De exemplu, dacă luăm un BMW X5, să vedem cât costă. 450.000, haide, pula. Bine, nu importă, băieți, gata, am decis. Fii atent, 250, E39. Până în 500.000. Stai, să mă uit la celelalte mașini. 180.000. Așa, și al mai scump BMW costă 450.000. Ia că plecăm un pic la Bentley. 450.000, 600.000. Bă, uite cum faci. Cel mai simplu, dar eu zic așa. Mașini sunt destule. Nu mă duc eu pe la toate. O grămadă. Da. A patra și a cincea care intră, își alege și mașină vrea. Nu importă de cât costă, nu importă suma. Își alege și mașină vrea el. Cei mai scump îmi spune, băi, Chiru, vreau, nu știu, vreau Ferrari-le astea care costă 52 de milioane. Normal, mașini de 52 de milioane nu-i pisteret, nu-i pisteret lui Hart. Prețurile sunt așa, asemănător la reale. Da, a patra și a cincea, care intră, mă găsește, intră roleplay cu mine, îmi spune codul secret, primește și mașină vrea el de pe server. Ok? Vrei Dacia Logan? Poftim. Vrei cea mai scump Ferrari, Lamborghini, McLaren? Poftim. Așa, cu ăștia ne-am lămurit. Hai să ne lămurim cu următorii trei. Da? Da. A șasa, a șaptea și a opta. Eu aici aș pune, dam o sumă, să nu superi o sumă. Ia să uităm la Maserati și prețuri are. 100.000. Băi, și se întâmplă la mine aici? Ok. 250.000. 100.000. La Ferrari? Te uiți la Ferrari un pic? Da. Ferrari. Și al mai scump Ferrari, 175.000. 750.000. 700.000. Bine, este Ferrari, cred că să le leagă și ei care ați fi locurile 45, da? 6, 7 și 8. Băi, băi, hai facem o treabă. 6, 7 și 8, a 6-lea, a 7-lea, a 8-lea, poate să aleagă o mașină până în 500.000. Și zici, dar, ok? E super. Așa vor avea motiv, vor avea motiv să intri, dar și repede să iei ce mai șmecher în mașină de pe... Dipsele. Bine, bă, băți, și facem cu a 9-lea și a 10-lea? Până și presi le dăm voie să leagă. Hai să ne uităm un pic la BMW din nou. Să vedem care e cel mai scump. 450.000. Nu, e cam scumpșoară. Am zis până în 600.000 sau până în 500? Nu ți-l minte. Până în 500. Până în 500.000. Bine, băți, până în 500.000 înseamnă că a 6-lea, a 7-lea și a 8-lea. A 9-lea și a 10-lea poate să aleagă o mașină până în prețul de 300.000. Nu, să nu crezi că e puțin. Știi că e 300.000? Pe un server hard, 300.000 trebuie să muncești să te doai capul de atâta muncă. Bă! 300.000? Da. Nu 300.000. 350.000. Și-al mai ghine. 350.000. Fii atent. Îți alegi o mașină până în suma de 350.000. Bă, băți, și care este codul? Care este cuvântul magic? Cuvântul magic va fi... Bine, ne-am întâlnit. Salut, salut. Dacă îmi spui pe nume că Schiru, înseamnă că tu faci și faci metagaming. Și primești jail. Și nu primești absolut nimic. Mă găsești în oraș. Salut, domnule. Dacă voi fi îmbrăcat în polițist, în chestor, ai să spui salut domnul chestor sau bună ziua sau mai știu și eu acolo. Apropo, ai să spui salut domn chestor, nu import cum aș fi îmbrăcat. Și parola, uite eu cum pus-o acum, parola secretă este asta. Domn chestor, mă scuzați, dar am fost un foarte mare șobolan și am venit să mă predau la dumneavoastră să mă arestați. Și azi facem roleplay, am să te aristez, am să-ți dau cu pulanul la bușii până să te învedițesc, am să-ți pun cătușile, am să te ducem la secție, am să te percheziționăm, să vedem și cu viața ta și din și cauza ai fost șobolan, ok? Azi facem roleplay frumos
Și tocmai după, și nu ca așa, dar încă și episod, frățică. Aha, încă și episod. Și după aia, asta luăm frumos și să-ți dăm premiu meritat. În bază la cât ai ești. Ai înțeles? Domn Chestor, m-am comportat ca un șobolan, am venit la poliție, mă predau. Plus minus, chestia asta, da? Așa că, băbăți, hai vă așteptăm pe Royal Foxes. Și fără glumă, este un server destul de bine pus la punct, nu destul, chiar foarte bine pus la punct. Și noi, oameni maturi. Și noi ca staff suntem destui de maturi. Dacă zic destui de maturi, înseamnă că sunt oameni și peste 30 de ani în staff. Sunt oameni și peste 20 de ani în staff. Sunt oameni care și peste 16 ani. Dar e așa, cu gradul mai micuț, ok? Pilarii serverului sunt oameni maturi. Serverul este nou. Chiar astăzi s-a deschis, după cum a spus la începutul episodului, și încercăm să aducem pe serverul ăsta un roleplay de calitate, să facem roleplay de calitate. Dacă ești în stare să faci un roleplay de calitate, ești bun venit, nu importa cât ești, primești premiul sau nu primești, dacă ești un jucător care îi place să facă roleplay, ești bun venit și ai tot timpul loc între noi, cu noi împreună să faci un roleplay, da? Dar dacă s-o curs că intri doar a face un troll, a face și Caterinca de prost gust, fii atent, pentru că Caterinca face și noi, ne distrăm împreună, mai bem, mai plecăm, mă rog, ca simulăm viața reală, ok? Dar dacă crezi că ai să intri aici să faci și Caterinca de prost gust, troll, meta, fail-uri, power și așa mai departe, păi ascult sfatul meu, mai bine nici nu intra. Ne-am înțeles?